Și dacă nu v-a plăcut celelalte episoade, dacă nu v-au plăcut, foarte bine ați făcut. Pe mine nu mă interesează că nu v-a plăcut, dar asta o să vă placă. De exemplu, uitați cum se vine și că așa și eu așa mă zic o dată. Și of game. Imediat, Cristi. Ciao, 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 YouTube. Game mode. Și dacă vă întrebați de ce eram pe game mode, pe game mode am testat. Și merge ca lumea. Păi, covorile astea le-am făcut din lână care am avut, am tuns-o pe oana aia de câteva ori. Am găsit rețeta. Am spart din greșeală acest. Am făcut ceva șmecher. Deci skin-ul de acum este poc poc poc, un enderman la costum. Și știi de ce? Pentru că am testat cum merge așa și mere ca lumea. Și da, am revenit. Și uitați ce are casca. Blast protection, protection, I'm breaking, protection, I'm breaking. Uitați asta, knockback, smite, I'm breaking și efficiency. Oaia asta are chiar multe, am prins. Ai avut prea mare lag, să zicem așa. Atunci, cum e ce la videouri de trecute, da, dar acum nu mai e. Și nu mă interesezi, trage-mă. Să le zicem înainte să începem tot, vizionare, plăcută. Hai odată, hai odată. Hai odată, hai odată. Și uitați ce avem în inventarii, iată, dar și uitați, și o să zăgeți. Da, mei! Și cum? O să trebuie să facem un videoclip în care să apărăm și noi. Adică cum noi, adică... Noi. Știi că o să avem nevoie de telefonul tău și de laptopul meu, adică de telefonul tău, adică... Da, de S1. Ah, ce bine am mâncare! Mâncare! Și vreau să vă arăt, n-am testat cât de repede sparge ăsta vlogurile. Ia să vedem. No, băi, de ce n-am pus să iau click-ul? Stai. Băi, ce băi! Cred că am găsit o peșteră, dar e nu o parte din... Știi acel proverb, ci că ești la un pas de decizia corectă. Cum să fiu la pas? Decizia este din gură și pasul este din picior, în primul rând. Parte. De unde e chestia asta? Am zis așa. E serios, frate. Și că pasul dacă este din gură. Frate, cam un coș pe spate, mama ce să mă tund, dar eu n-am chef să fac așa ceva. Nu așa era. Butovski. Da, de când m-am uitat la Kick Butovski. Bă, mie îmi plăceau. Bă, hai, în episodul ăsta vom vorbi despre desenele vechi care mi-au plăcut, vrei? Nu, trebuie să punem întrebare la sfârșit. Și asta va fi întrebarea. Da, ce desene v-au plăcut vouă când erați mici? Dică glumeam, nu? Nu. Eu o să asta o întrebare o să pun. Okay. Serios, pentru serios, așa ceva, o întrebare de copil mic? Da. Serios, ce desene îți plac ție? Mi-mi place Spider-Man, mi-mi place Batman, dar mi-mi place Superman. Când dar... erau mici, inteligentule. Eu, dar totuși, tot ciudată este întrebarea. Ciudată și va rămâne ciudată. Și eu asta supun, deci mie mi-a plăcut când eram mic. Put! Incredibil, corner. Cel mai mult Naruto și Dragon Ball Z. Lucru că nu mi-a plăcut. Dragon Ball Z, ăla e de căcat. Știi mi-a fost să zică chestia asta. Dar cel mai mult astea mi-au plăcut. Mă uitam la o grămadă de chestii, de exemplu. Dragon Ball Z, Spider-Man, ne plăcea la amândoi. Spider-Man recunosc. Ăla vechi. Ca și senzaționalul Om Păianjen. Ăla nu-mi place atât de mult. Da, mie-mi place. Cel mai fain a fost când fratele lui Nick Fury din... Dar chiar, știi ce trebuie să-mi instalez eu pe calculator? Cum zice, Marvel Răzbunătorii, că nu l-am văzut pentru că cinema și... Big Răzbunator, să ce mă simt. Deci, așa, mie astea mi-a plăcut. Mie astea mi-a plăcut și mi-au mai plăcut multe, mult. Stai un pic, Cristi, stai un pic. Dar mă, ce tot faci? Vino maică mea. Să trebuie și mie melodia pe telefon. Alo? Bucat de cabur să-mi putem să face? Nimic! Deci mă bucur. Și vreau să vă prezint acum fără lag. Creeper de gheață. Un bun cap. Deadpool. Păpule! O stai la e! Băi, nu știu dacă s-a auzit, dar sper să fie auzit un pic din melodie. Da, evident! Dar să mă dormi și mie astăzi. Paranoia? Ok. A, paranoia, mă, dar tu nu mai ai alaltă cu satana, cum e ce, știi care? Dezvăluiri? Nu, mă, cu satana, cum e ce, fac slobă și jale. O ai? Aia cu sunt satana, înger! Întunecă-te-a noapte, da, aia, o ai pe telefon?
Aha. Să mi-o trimiți astăzi când vine la tine. Hai să putem un pic să fie spectacol, știi? Mă, stai că vreau să spun ceva, vreau să te întreb ceva înainte să pui. Zi, zi. Ce te zici, maică ta, e bine totul? Bă, încă nici n-a fost încă la, în aia. Și Cristi, ca să nu fie cu întrebări, spune-ne ce. Păi, știi că... stai, cred că nu. Că nu am filmat atunci, până atunci... este vorba despre... Ok, da. Ok, stai că nu mai... Acum zic mai rapid, ok. Mai bine, Lucu este la o ședință cu părinții și el n-a făcut nimic rău, a luat câteva note rele. Dar să nu fi pățit nimic și haideți să vedem. Hai să găsesc, satan. Niște note rele au avut, da, pot să recunosc, dar da? Le-au arătat. Și, stai, ce scrie, cum era? El a fost și la direcțiune, dar ca martor, pentru că doi tipi s-au bătut și știți care a fost knockout? Picior, în față, pum! Aia nu mai găsesc melodia aia lui Satana și aici era. Ioana! A, da, și înainte să nu uităm, sunt un fan foarte mare Skrillex! Și uite, ba da, gata! Bine, nu se aude frumos pe asta, dar în fine. Da, să aude. Se aude ca la mine. Dar pot să pun și eu. Și se aude ca lumea la mine. Nu știu, dar ca să-ți arăt, lasă ai. Nu s-a născut din nou, nu l-a adus el în pătre. Fui mai bătrân ca universul, cea mai renumită bârfa a existat întotdeauna. Ce se aude aici? Oricum... Bune, la început mai bine paranoia. Las că le pun eu, că am programul ăla. Paranoia, yo, mă plimbă ca noia. Ce mai bine să pun? Pa, la revedere, bro, ritmul ăsta. Mai bine să cânt în modul adevărat. Mă facem copyright. Paranoia, ia, mă plimbă cu care. Da, și cine este? Eu o să am o altă întrebare. Ce întrebare? Abia aștept să o pun, să vedem. Tu cu întrebările tale, eu cu ale mele. Facem despre ce vrem? Mă, ia, cât țin o ia? Ne place! Ne place! De când am ascultat-o? Dum-dum-tururu! Să se atarea! Înger, întinde capra noapte, scupă calma tot ce-a să-ți răspună, văzut? Hai mă, toată dragă! Dă-i pase, fuzi gura, mă, te de căcat, tu furii, că nu vrei să dai pase! What? Hai mă, căcatule, dă-i pasă, mă! Dă-i mă, prostule, că nu mai este un offside! Hai, un care-i, un liber! Gol! Nu este gol! Putu-i mortul mânt de Rafanie! Singur cu portarul tot ratez, bă, bă, nesimțitule, bă! Ne place. Nu, Cristi, îți place. Ce-și mai gărăut, bă? Înainte să zic aia cu ne aruncăm de la etaj, mă aruncă de pe casă. Nu mă fără. Hai mă, dă-i mă pase! Ui! Atacam prost în jurul de descări! Ui! Da, tu vrei să te schimbă? Să pun coboraș! Mai puțin periculosită? Un cobor imun mai puțin periculos decât scările! Muzica tare să vă scoatem din sertare. Că ne place. Punem 50 de bani. Că ne place. O pot să vezi ce cobor am făcut. A, da, și vreau să-mi sedez casa mea. Gene direct din acordeone. Că ne place. Acum mai este șansa mea de place. Vrem să fim mai soarte la patru. Ce sud? Dar încă nu se termină sudul. Asta este faza, putu-ți gura, mă! Dragii mele, expire cuvinte, propoziții, faze, poze pentru minte. Muzica supremă ne ridică pe Este laptele, tobele, sușoatele. Muzica iar a venit imediat. Dar ce se întâmplă, mă, ce faci? O scapă fișarea.
Bineînțeles, se putea ceva cum cum mă descapă pe ușoară mereu cu Dumnezeu. Ai supremă, ne ridică pe tot să-i steagul meu. E mână ca o mamă bună. Și dacă nu vă place roua, păcat. Mie-mi place mult roua. Adică rest of artificial. A revenit. Le fac eu, mulți hateri mitocani. Au luat stat în cur și înjurat online. Elefo, delectăm o lume întreagă cu electro. Creierul se face bandici-pan ghineto. Mâinile în aer, bă, tavan de sfârșit. Oricum eu eram caca, nu mai avea. Și o să ne luăm un cal pe care o să-l numim Dorel sau Gheorghiță. Nu, de fapt, știu cum o să-l numesc. Da, și să-i pun un nume, cum ar fi Coițe, Coițe Crânare. Este cel mai bun nume al lumii. Te-l pizi de-a ta de Ronaldinho. Mă bine cum e acum, este mai bine acolo. Doi Enderfryeri! Ce? 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 Ce frumos, hefagă, de cuvios de muzicanți alegro. Plec dacă miroase asta, el gringo. Nu e vorba aici la mexican, bailando. Bă, muniție de la Britan, tactesio. Vorba sună bine, microfon cu un logo. De când se ascultă, cu capul, dă-mă cu capul, dă-mă cu capul. Bă, da, du-te, bă, da, du-te, bă, iară, bă, da, du-te. Roa iese cum la balcon. A, mă tragi odată, cât îți ia 4 ore, încă o fază, mă portam de blăda. Îți bag de mine deja. Nu du-te, nu du-te, lasă-l pe Ronaldinho să continue fază. Da, da, Gheorghiță Salam îl cheamă. Păi dai zis că n-au să-l spui. Bine, te-am spus, Gheorghiță Salam. Dar e făcut. Goooool, e sfârșit. Așa o să-l fac, exact, Andrei, ăsta chiar mă enervează. Chiar mă Skype, nu mai intră așa și el să... Să vedem ce mai are pe Skype sau nu. Asta o știu și eu, că am zis, mi-a zis de mult. Ia, zi-mi, Skrillex să pun. Pune un Skrillex. Nu, pune Echo, bă! Exact. Și știi care, nu? Pui preferata mea o singură dată. Care? Testament. O... Te... Stai, că nu-mi dau melodiile, nu m-ar Testament. Plec dacă miroase asta la... Eco și da, bă, stai că stai alt Eco. Dar fac tot Salam și zonchi postelina. Sper că nu te super că blea pe verge. Alubele tale care pot să pun. Ce față ai? Hai bă, odată. Satana, am scris. Nu mi-a dat. Dar nu Satana, băi, Eco. Știu, dar dă alt Eco, E-C-H-O. Și-mi dă altul. Îmi dă o trupă de băieți. Serios, ce? Skrillex,
Skrillex ai vrea? Zi! Aș vrea niște... Nu știu, las, continuă tu cu fazele tale. Pentru că fac tot ce vrei, ce spune că vrei, este faza ta de YouTube. Faza ta nașpa. Ia baba. 2-0, 2-1, 2-1, 2-1, na. Nu ai condiții, doar să vină și mai chiar. Nu ai din asta. Ok, vreau să văd la welcome. Ok. Da. Da, cred că și aici o găsesc o chestie super șmecheră de la o să te râzi pe filmare. Povești în inacă. Povești în Dumnezeule! Povești în inacă, povești în inacă. Nu, nu o să găsesc aici, ok, deci o să caut pe YouTube. E super șmecheră, melodia. Dar pe YouTube caută, băi! Băi! Acum caut pe YouTube o melodie, o să râzi. Vreau să zic să cauți acum pe YouTube testament. Stai puțin, o să... Povești inică. O să râzi la melodie. Dar că să-ți placă. Că s-a dat liber la dealer de mașini mici. Ca la 10 unități vândute să se facă muci. Să dea petrecere în sediu companiei. Să prindă un director să îl scrie pe chelie. Fabricat în pacheta ligiane. Toți angajații sunt plătiți în banane. Unii dintre ei sunt plătiți în curmale. Și într-adevăr femeia de serviciu are cu mare. Credit, eu care îi dau la debit. Banca mă somează, eu îi dau o casă. Cred că m-am tâmpit, mi-am greșit meseria. Trebuia să mă fac bancher de România. Și se termină 3 la 1. Mie mi-a plăcut. Acum caut melodia ta, na. Testament. O să auzi pe filmare. E chiar șmecheră și ciudată. Ascultă aici, uiță. Ascultă, uiță, ce spune Echo. Am scris această piesă zilnică și am fost gândit. Plecat de tot și voi părăsa ce spus. În țările m-am născut și în ea mă voi întoarce. Am avut un rol în viață, am știut și satisface. Voi rămâne tot viu, all time, everyday. Am să revin într-o secundă când apeși play. Ei să nu-ți niciodată că am fost mereu acolo. Când ai fost nevoie de mine, Echo nu te-a lăsat solo. N-am nevoie de povești face, cum că ți-ar părea rău. N-am să revin din morți ca să plâng în locul tău. Tot ce vreau la mormântare, să zâmbiți cu toții. Să vă amintiți când eram viu și nu de clipa morții. Apoi să vă dați luna, să vă întoarceți spre tinește. Să dați drumul la această piesă, încă Echo încă trăiește. Am să mor într-o zi, că la toți ne vine rândul. Să nu uitați cine a fost, să nu păstrați măcar cu bunul. Chiar de trupul va fi rece, vocea mea să rămâne în gând. Am să rămân tot Echo, chiar și sub pământ. Am să mor într-o zi, că la toți ne vine rândul. Să nu uitați cine a fost, să nu păstrați măcar cu bunul. Chiar de trupul va fi rece, vocea mea să rămâne în gând. Am să rămân tot Echo, chiar
și sub pământ. Apoi vor trece ani, unul dintre voi veți uita că am fost tot împreună, ne-am distrat și noi cândva. Îmi doresc câteva lucruri să le respectați mereu. Prietenii rămân tot prieteni și la bine și la greu. Iar dacă eu am să plec într-un târziu dintre voi, am să mă toți băieți să nu uite cine am fost noi. Respectul să rămână, prieteni să fiți tot mereu. N-am nevoie de coroane că-mi face pământul greu. Dar totuși, nu am să mor, va mai trece vremea. Vreau să scot vreo 15 albume și să pot schimba lumea. Așa că mă grăbesc să-mi treacă timpul în zadar. Viitorul mă așteaptă, va fi un mulțumesc. Am scris acest mesaj pentru voi, oameni de rând, că atunci când am să plec să-l ascultați conștient din zi. Să nu plângeți după mine, nu mă încălzește cu nimic. Vreau să mă iubiți și atunci ascultați ceea ce zic. Am să mor într-o zi, că la toți ne vine rândul. Să nu uitați cine am fost, să nu păstrați măcar cu gândul. Chiar de trupul va fi rece, voceam să rămân în mine. Am să rămân tot eco, chiar și sub pământ. Am să mor într-o zi, că la toți ne vine rândul. Să nu uitați cine am fost, să nu păstrați măcar cu gândul. Așa. Acum o să ascultăm altceva. Bine, bai, bai. Așa. Dar știi cum se numește melodia? Foc, sloboz și jale. Serios! Foc, sloboz și jale. Așa se cheamă. Se cheamă Testament, iar foc, sloboz și jale a lăsat Satana. Păi știi că s-a terminat aia. Da, așa de repede. Dar când ți-am zis eu că a început, deja a început de mult. Da, las că știu de când ai zis. Ok. Bun, treabă. Te-ai supărat? Nu, joc aici. Bine, frumos pe joc. Termină repriza dacă mai dai așa prost. Termină. Așa, că acum deja era 1-1, acum e 0-0, așa de varzament. S-a născut din nou, nu l-a adus pe lume o târfă-i mai bătrân ca universul, cea mai renumită bârfă a existat întotdeauna, n-are fras, n-are surori, are un regat mare plin de slujitori, are un limbaj frumos, puțin mai acidulat, îți trimite numai pule prin al său culierat, nu ascult orice căcat, iubește daf, ste fu și rocul, când mai cade unul, iar râde de se aprinde focul, mai zice Lucifer, eu îl mai strig și nuci, te face să râzi bro, dezlăsar pe la nas nuci, în loc de coaie. Are puse două tamburi, când îi se scoală pula, trage în tine doar cu bancuri. Îi place să ajute mult pe-al său teritoriu. Când zărește un țigan, îl trimite în crematoriu. Mănâncă ardeiuț, apoi îi stinge cu sana. N-o fută Dumnezeu să fută să intre Satana. Dar nu-i bai, bă, stați cu ochii pe ecran. Hai de pula mea pe coaie, nii, încă un fan. Are ușă metalică și alarmă la tufișii. Îi așa subtil că poate să urle pe furișii. Are o vilă în debaraș și un merțan în dormitor. Are o târfă pe podea ce-o folosește ca covor. A inventat gauran ciorap și femeia beată. Poate să-ți fut un cap în gură în timp ce începe să te vadă. Îi de neatins, dar pe net poți să-l accesezi. N-am du-te în pula mea, că de așa exagerezi. Sunt Satana, înger, întunecat al nopții. Scut o palmă pe stăceapă că ți-o simt și străne poții. Te ard cu privirea ca pe un chibrit. Și după ce chibritul iar, ce poți să mai faci cu el? Nimic. Nu-ți dracu șchiopanul la biș și nici de miul cu lucioran. Dar pot să conduc o întreagă legiune cu o leacă de bulan. Dau și cu sfinții în mănăstire la o țigară și o saltire. Și ca să nu fie cu supărare, ne miluim și cu câteva pahare. Vă acuzați că înjur, eu vă acuz că mă acuzați. N-ați vrea voi cumva și o pulă în gură și să vă cărați. Că și Dumnezeu a zis când o văzut ce lume au făcut. Fută Dumnezeu să fută, nu mai lucrez când sunt băut. Iar tu, cel ce nu mă placi, ține-te bine, că-s pe cale să zic câteva lucruri tare faine despre mine. Am părăsit fundul iadului pentru cel al mamei tale. Și dacă se opune vine Sfânta Treime, foc, sloboz și jale. Deși sunt Satana, sunt de asemenea și cel de sus. Tu stai jos în genunchi și rămâi supus la ce-am spus. Dacă te uiți la mine cu superioritate, îți bag cornele în fese. Că mă ia durerea de pulă prea tare încât să-mi pese. Runda doi oameni buni, stați pe fir, vă rog frumos. Până termin și eu o tușcă de tărie cu Hristos. Ironia mea arde și am un sarcasm foarte fin. Dacă nu-ți convine, put pe măta și dau un pumn în loc de a mine. Degeaba vii la mine cu Dumnezeu și cu Scriptura. Eu care-mi clătăresc dimineața cu apă sfințită gura. Dacă după ce mor, poarta raiului mi-e închisă. O să iau toporul și o să o mângâi până mi-e deschisă. Și dacă nu te impresionează umorul meu, ascultă frate. Ți-ai fut un cap în gură, sigur te dau pe spate.
Îți vin imediat. Ok, dar ce tot faci bun acum? Uite, am uite. Ai de pula mea 80 de grade. Ai. Ce tot faci, mă? O secundă de... Vom zi. Vreau să-l lași, bă, prostule! Marchez, o minune! Păi și trebuie să cânti chiar... chiar? Da! Cu Marchez, o minune! Dun, 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 dun. Dacă știi ce am găsit... Am găsit un bloc plin cu o torță, cu o torță peste. Sub, dedesubt, îi plin cu torțe de resnă, apoi un glowstone din ăla back lamp și apoi un TNT. De fain e chestia asta. Cred că pot să o văd și de acasă. Nu contează, fac ceva. Ok, yellow, 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 yellow. Ca să mă închin la această lume, care am făcut-o, evident, eu. Mereu. Aici voi veni eu, o să fac o scară. Dita mai scara. Aici până acolo. Sper că ești gata să ajung la tine. Și da, videoclipul ăsta o să fie postat, Coco, o să fie postat. Cum o să fie? Ce? Cum o să fie, că ai videoclipul ăsta o să fie? Postat. Chiar dacă am făcut chestii pe creativ, eu îl postez că pentru că am făcut chestii astea să fie făcute, că mă bucur și vreau să fie făcute. Și așa trebuie să ia. Deci să văd dacă pot să urc pe ea până acum. O să fie așa poc, poc, poc. M-am mânecat. Așa, 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 așa. Da, pot urc pe ea. Wam wam bam bara bam bara bam bara bam bara bam bara bam bara. Și chiar trebuie să mă uit la o chestie să văd cum i-o dat numele la oaie ca să o facă să... Mi-a venit o idee. Unde-i? Am nevoie de un name tag. Aici. Am nevoie de un name tag. Un spawner de... Nu este... Nu, 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 nu. Schele... Nu, schelete. Și cam atâta, atâta, atâta. Stai. Da, atâta am nevoie. Mă duc să fac chestia asta. Mă să iau și-o din asta ca să văd cum o cheamă pe oaie, ca așa trebuie să-i pun și la temele, deci... Stai aici, tu, oaie proastă și tâmpită, așa stai. Așa stai. Așa stai. Deci, ok. Să vedem cum e.
corect? Da, am scris corect. Acum am nevoie de un schelet, uite, aici. Scheletul trebuie să-ți dau... Ce trebuie să dau acolo? Da-i nebun. Ok, hai. Scheletule, vreau să văd dacă se întâmplă ceva, dacă îi spun numele ăsta. Nu, era Jeb atunci. Scheletule, o să mori. Cu un arc folosit. De un arc o să te omor. Oa, ce șmeche să vede scara asta. Tun, turun, tun, turun, turun, asta o să fie, cum e în lumea reală, o cruce și o icoană. Asta îi... crucea și icona mea în Minecraft, uite acolo. Să mă duc până aia, să vedeți. Și torțe de redstone lângă un TNT și nici nu pușcă. Și eu am făcut o, sunt atât de șmecher, sunt atât de șmecher, 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 șmecher. Ce petit? Mă enervează ești. Cu ce ai făcut, meriți asta. Bă, dai gol, fă-tu zboați! Sunt atât de fericit că acum mi-are filmarea. Ia, de cât timp am filmat? Am filmat de... deci... Trebuie să punem întrebarea, Coco. De pe tine. Deci, hai, pune tu primul. Ok. Până la viitoare, eu am fost Cristi, el a fost Coco și știți ce urmează acum, pentru că am spus mai înainte, întrebarea episodului. Păi, așa, întrebarea mea o știți. Ce desene v-au plăcut când erați mici? Desenele voastre preferate? Răspundeți în comentarii și eu și cel mai bun răspuns e aici în video. Coco, spune-te întrebarea acum. Ok, hai. Deci, vreau să lăsați, mai întâi să zic, înainte să pun întrebarea, vreau să lăsați. Câți ani aveți sau ce? Nu, vreau să lăsați. Între Steaua și Dinamo, cine credeți că este mai tare? Deci, vreau să lăsați acum un comentariu. La Steaua vreau să spuneți Steaua, clar. Și la Dinamo vreau să spuneți Dinamo, știți voi? Vedem cine este mai tare, Steaua sau Dinamo? Cristi este dinamovist, iar eu stălist. Chiar sunt foarte curios. Care este mai bun? Mi-e place Dinamo. Poate să-ți placă, mă place Steaua. Steaua este mult mai iubită. Da, și ce? Ți-e place numai că iubită? Deci cred doar că așa, că o bate pe Dinamo când oriunde la orice oră. Dacă nu, eu sunt dinamovist, îmi place Dinamo, na, și ce da, și eu ți-am zis ceva doar, dar tu m-ai enervat cu iubita. Da, îmi place doar, crezi că mie îmi place doar pentru că o echipă iubită, îmi place pentru că noi, echipa mea de suflet. Da. Și pentru început, îți place Dinamo doar pentru că, doar pentru tema. L-ai stins? Nu. A, da, stai, am uitat. Deci, cam atât a fost o nebună filmă astăzi. Votați în comentarii, așa, așa. Deci, până tot vreme am fost Cristi, el a fost Coco și Andrei a fost, dar nu a vrut să... Andrei a fost Mutu. Deci, până tot vreme am fost Cristi, așa, 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 din nou. Și vedem numai, sper că v-a plăcut ce a făcut astăzi și sper să nu ne miște în lac. Poate nu o să se vadă atât de clar, puteți să-l puneți pe așa de... Dar nu puteți... Deci, pa, pa, ne vedem episodul următor.